Am revenit în direct, dosar de politician, discutam despre subiectul gazelor din Marea Neagră care urmează să fie transportate, da, către Ungaria. Ați văzut opiniile, ați văzut informațiile, lucruri extrem de grave. Concluzia este că instituțiile statului român, chemate și plătite să protejeze interesele economice ale României. Aici discutăm despre ministere, discutăm despre politicieni, discutăm chiar despre serviciile de informații. Toate aceste instituții care ar trebui să vegheze, da, ce se întâmplă cu resursele naturale ale României, parcă sunt plătite degeaba în acest scandal care este ținut așa sub capac. Este scandalul de la Transgaz, este scandalul gazelor românești din Marea Neagră, care urmează să fie exploatate și transportate către Ungaria. Da? România își vinde așadar și își scoate pe bani de nimica resursele naturale, repet, le vinde pe bani de nimica, ca să ajungă, cum spuneau invitații mei, probabil să cumpere produse finite, cum ar fi energie sau îngrășăminte chimice, da, care se obțin din gazele naturale, să le cumpere din alte părți la bani cât se poate de frumoși. Petrișor Peiu a rămas în a doua parte a emisiunii, domnule Peiu. Asta este un subiect greu, ăsta este un subiect de CSAT, știți că avem un Consiliu de Suprem de Apărare al Țării. Pe de altă parte, agenda publică este umplută în România ultimilor ani de scandaluri politice, de scandaluri judiciare, de dosare penale, de procurori care sunt acuzați de abuzuri. Asta este agenda publică a României, iar agenda reală, da? Agenda pe care o vedem în Ungaria, pe care o vedem în Austria, pe care o vedem în alte țări, da? Agenda fiind, domnule, cum să aducem prosperitate pentru cetățenii noștri, cum să facem afaceri bune pentru țările noastre, da? În România agenda asta nu există, da? La noi este cu pușcărie, o să vedeți imediat, despre recuperări de bani, despre dosare, despre inculpați, despre alte chestiuni. Da. Ce se întâmplă în țara asta? Da? Este adevărat. Avem un deficit de politici, de pregătire la nivelul întregii clase politice. Pentru că altfel nu se poate explica. Toate aceste lucruri de care vorbim țin de decizia politică. A existat o decizie politică să se taie unitățile petrochimice, a existat o decizie politică să se dea exploatarea acestor zăcăminte unor anumite companii, totul ține de decizie politică. Am ajuns într-o situație care mi se pare foarte comică. Vă aduceți aminte, a fost o discuție foarte mare între președintele Comisiei de Industrii de la Camera Deputaților și vicepreședintele Comisiei de Industrii de acolo. Se certau tot pe subiectul gazelor, unde să se facă tranzacțiile pe piața liberă cu gaze. Ei bine, unul acuza pe celălalt că ar fi omul Gazpromului, iar celălalt răspundea cu acuzația: ba tu ești omul OMV-ului. Și stăteam ca prostul și mă uitam, bine, dacă unul cu Gazpromul și altul cu OMV-ul, cine-i cu România? Nici unul, domnule Peiu. Asta, da? E problema noastră. Cine-i cu România? Treaba avem noi cu Gazprom, cu OMV, dumne, cu România, nu-i nimeni. Aici este principala problemă. Toate aceste strategii de care vorbim de ani de zile, de ani de zile știm problemele din energie, că grupurile astea de termo pe cărbune au o viață finită, că trebuie reabilitate, că trebuie să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Toate astea se discută de 20 de ani. Și nu s-a făcut nimic. Centrala aia a Romgazului de la Iernut, de când se face, de când vin utilajele alea, pe drum de vreo 2 ani. Cum era, dacă vă aduceți aminte... Dar unde le produc? Pe Marte? Unde? Nu știu, deci... Păi OMV Petrom, că tot îi facem reclamă acestei companii la care mulți români alimentează mașini, OMV Petrom a făcut centrala de la Braz în 3 ani, 2-3 ani de zile, în 2 da? Ani, în 2 ani de zile. Da. Și noi așteptăm utilaje pentru centrala nu noastră 2 ani de zile întâmplă, pe... da. să vină da, pe calea da. Ferată, probabil. Când puteam să fac... Ca să nu mai spun că problema esențială a fost când s-au spart companiile din industria gazului, era Romgazul, se ocupa și de transport și de distribuție, s-au spart. Ceea ce, de exemplu, în Ungaria nu s-a întâmplat, de parcă pe ei nu i-ar fi impus tot aceeași Uniune Europeană. Uitați-vă la MOL, care a rămas companie de stat, s-a privatizat pe bursă, majoritatea acțiunilor sunt deținute privat, dar pe bursă. Dar cum au reușit ungurii să aibă și companie petrolieră ungurească, ei neavând un gram de gaz și de petrol, petrochimică, petrochimică, da, să aibă și transport
transportatorul de gaze să-l dețină tot în MOL, tot statul maghiar. Da. Deci unii au putut. Noi ne-am vândut pe bucăți, am rupt, am împărțit, am dat Transgaz într-o parte pe bursă, Romgazul și așa mai departe. Ungurii reușesc să-și țină ouăle în același coș și să fie inteligenți, mult mai inteligenți decât noi în afaceri de astea geopolitice. Au refuzat dintotdeauna să privatizeze cu investitor strategic. Au zis, da, privatizăm și le-au pus pe bursă. De-aia bursa de la Budapesta este mai mare ca rulaj decât bursa de la București, mult mai mare. Și de-aia are companii mari. Uitați-vă că MOL, prima firmă maghiară, are o cifră de afaceri de vreo 13 miliarde de euro. Și cea mai mare companie românească, cât are cifra de afaceri? Cea mai mare companie de românească, care este Dacia, are undeva la aproape 5 miliarde de euro. Domnul Pebi, e jenant. Ca să nu mai spun că în primele 10... O companie MOL care nu are gram... În posesie de petrol și de gaze. Tradiție petrochimică, păcând România, nu mai vreau să spun ce tradiție aveam. Dar să vă spun altceva, în primele 10 companii din Ungaria, apare Audi Ungaria, cum se cheamă, KFT, și Mercedes Ungaria. Păcând la noi, în primele 10, nu este nicio companie industrială românească. Este Dacia. În rest, sunt 3 rețele de supermarket, 3. Ungurii nu au niciuna, polonezii niciuna, în primele 10 companii ca mărime, nu au nicio rețea de supermarket. Noi avem 3 din 10. Păi, asta spunea și domnul profesor Coșa înainte. Din ce să faci? Pentru că toți vorbim de produsul intern. Adică produsul intern brut de valoare adăugată, asta e. Suntem o piață ce de consum. Ce valoare adăugată facem noi? Dacă luăm gazul ca atare, îl vindem. Doi, vindem animale vii. Dacă vă mai puteți închipui, cred că suntem singuri țară din Uniunea Europeană care vinde animale vii. Toată lumea ia carnea aia și o prelucrează. Face ceva din ea. Îi dă valoare adăugată. De exemplu, ciclul pentru gaz este așa. Fac îngrășăminte, cu îngrășămintele alea fac producție vegetală, fac animale, că acolo e valoarea adăugată din agricultură, nu în grâu și porumb. Cresc animale și vând carne sau vând produse din carne, vând mezeluri. Ăsta e ciclul normal. Dacă noi vindem direct gazul sau grâu, ca atare, porumbul, ce facem? Pe ce facem? Că ajunge să le cumpărăm tot din afară. Dar întrebarea mea este obsesivă. De unde vom avea bani să mai cumpărăm? Să fim în continuare o piață atât de bună de desfacere pentru produsele altora? Avem și sectoare foarte dinamice, cum este IT-ul. IT-ul și comunicațiile au ajuns la 6% pondere în produsul intern brut. Ați văzut, prima companie de $1 miliard în domeniul IT-ului. Avem acest sector dinamic. Avem și celelalte sectoare industriale care sunt dinamice, dar din păcate cu valoare adăugată mică. Deci România produce, noi trăim de fapt din bogăția pe care o avem și din talentul unor oameni. În rest, strategii, politici publice, povești. E groaznic, da. Doamna Kövesi și ne-a dat un anunț prost astăzi, prost ca stat. Statul român, da, are de recuperat, ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, are de recuperat circa 1 miliard de euro, apropo de bani, apropo de cum merge economia României, 1 miliard de euro, prin sentințe, spune doamna Kövesi și șefa DNA, prin sentințe definitive obținute de procurorii DNA. 1 miliard de euro nerecuperați la bugetul statului. Să vedem declarațiile. Sunt peste 990 de hotărâri judecătorești în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, în care s-a dispus confiscarea sumei de peste 1 miliard de euro. Da? Aceste hotărâri, care sunt definitive, ele trebuie respectate pentru că au putere de lege. Mai departe, aceste hotărâri sunt transmise Ministerului Finanțelor și instituțiilor care au competența de a pune în executare. Da, și mai important, în continuarea acestei declarații pe care o să o dezbatem imediat, o să ni se alăture discuției și domnul Stelian Tănase. Până atunci, intrăm în dialog cu domnul Ion Cristoiu, jurnalist. Bună seara, domnule Cristoiu, mulțumesc pentru intervenție. Un miliard de euro, atât spune doamna Kövesi și că a produs pentru statul român. Ca eficiență, probabil, mă gândesc eu, a luptei anticorupție. Ce spuneți? Da, declarația face parte dintr-o ofensivă de publicitate, când îi spun PR a doamnei Coruță Kövesi. Unul din argumentele
adversarilor domniei sale, dar uneori argumente care erau într-un fel crezute și de o parte dintre feliștii mai luminați, era că această luptă împotriva corupției, anchetele DNA nu duc și la bani recuperați. Și a ieșit astăzi, sigur, și-a luat și pe ambasadoarea Olandei acolo ca să servească ca publicitate și, sigur, a acuzat într-un fel politicul, deci o nouă intervenție în politic, în potriva politicului, că ea face, dar nu se recuperează. Eu în sensul ăsta aș lua, nu în sensul că ea se laudă cu cât a recuperat. Adică, cu alte cuvinte, domnule Cristoiu, ne-am făcut treaba, dar statul ăsta ticălos condus de politicieni nu reușește să recupereze banii de pe urma muncii noastre. Cam asta este ideea, nu? Nu. Sunteți pe nuanțat. Eu nu asta a vrut să transmită. Mesajul a fost ăștia, statul ăsta condus de PSD și de politicieni e ticălos, deoarece nu tergiversează sau au făcut un mișmaș din recuperarea acestui prejudiciu. Nu în sensul ăsta, că ea la cultul personalității de care se bucură nu mai are nevoie acum să aducă argumente că e mare. Acum e într-o ofensivă, cum a fost și până acum, continuarea ofensivii de atacare a clasei politice, a politicienilor, a statului, pentru faptul că sunt complici cu penale, până în ghilimele, și cred că e partea a doua, e secundară lauda că ea a făcut. Că putea să spună că a făcut fără să pornească acest atac. Bun, da, acum revenind la povestea asta cu banii, ce credeți că se întâmplă? De ce nu se pot recupera banii? Corupții ăștia condamnați, de la care ar trebui să luăm banii, au cheltuit banii? Oare unde sunt banii? Oare sunt reale toate sumele astea vehiculate de 1 miliard de euro? Sunt pe hârtie? Nu, ia știe la fel de... cineva? Deci, domnul Mănăstire, nu sunt un admirator al Antenei 3, dar vă atrag atenția că sediul ăla e și acum gol, pe care l-au luat ei cu ca recuperare, și statul român plătește o sumă însemnată pentru paza lui. Deci asta este o poveste, pentru că în momentul în care ei pun sechestru cei de la DNA, nu-l pun chiar așa ca să le ia banii. Pun sechestru pe niște averi care, din punct de vedere legal, nu există, numai dacă facem o revoluție bolșevică. Adică el și-a, unii și-au pus neveste, nepoți, asta, sau de regulă li s-a pus sechestru pe ceva care nu poate fi, nu știu, recuperat sau vândut. Că dacă ei au pus sechestru, să spunem, un satelit din cosmos pe care cât zice la călare, sigur că din punctul acesta de vedere. Nu cred că statul n-ar recupera, dar repet, felul în care au pus ei sechestru, deci ei sunt cei care identifică bunul care trebuie apoi recuperat. Și vorba de bunuri care nu pot fi recuperate. Și cum am spus, v-am dat exemplu cu sediul Antenei 3, care nu cumpără nimeni. Domnule Cristoiu, stați puțin că mi-am adus aminte de povestea asta cu Microsoft. Acum vreo 2-3 ani de zile, când a izbucnit scandalul ăsta, a fost prezentat ca cel mai grav caz de corupție, cu prejudiciile cele mai mari la bugetul statului. Da? S-a închis unul dintre dosarele Microsoft de 100 de milioane de euro, da? Estimat ca prejudiciu. L-au închis, da? Prin prescrierea faptelor. Și stau să mă întreb, de-aia este întrebarea mea, o fi o cifră reală sau o poveste din pix? Pentru că, de exemplu, în Microsoft au reușit să recupereze vreo 6-7 milioane de pe la Sandu ăla, de pe la Cocoș și la încă vreo 2-3 intermediari de ăștia de șpagă. Dosarul de sute de milioane nu s-a mai făcut. Deci, domnul Mănăstire, șmecherea este următoarea. Când vorbești de un prejudiciu, să spunem, ei nu invocă prejudiciu intrat în averea lui. Adică, X, uite, ăla Florică, să zicem, aia de la Microsoft, au obținut în urma acestei afaceri, să spunem, suma de care este, se regăsește în cont în bancă sau se regăsește în casă. Interesantă observația noastră. Ei calculează prejudiciu.
prejudiciu, care prejudiciu nu are nicio legătură nici cu sechestrul, nici cu averea lui. Eu zic așa, prejudiciu. Prejudiciu făcut statului român. Deci nu este vorba de prejudiciu în sensul de bani luați de la camită și care pot fi recuperați, că de mită pe undeva sunt. Ei urma banilor. Nu. Ei prin prejudiciu înțeleg, mai ales la abuz în serviciu, înțeleg că pe următor. Ai făcut un podeț, podețul a produs un prejudiciu care nu e sumă, nu e costul podețului, un prejudiciu. Oamenii trebuia să meargă pe el și îi fac o chestiune în abstract. Și atunci, între prejudiciu acesta fantasmagoric și averea lui ăla, e o diferență și n-au de unde să ia. În sensul ăsta. Aici trebuie să fie prejudiciu. Nu ar trebui să intru că prejudiciu. Pentru că vin experții de nea și calculează ei, de unde știu eu că la Microsoft a fost prejudiciu. În ce sens? N-au mers calculatoarele, vă rog. Mai avem dosarul ăsta de la ANRP, ultimul dosar în care s-au dat condamnări, da? Iar prejudiciul calculat de experții de nea e de 80 de milioane de euro. Păi, de exemplu, acolo au fost condamnați. Era Ingrid Mocanu. Păi doamna Mocanu locuiește într-un apartament cu două camere. Mai era un domn care a fost de pe la Ministerul de Finanțe. El a stă într-o garsonieră. Știu cazurile că m-am documentat pe subiectul ăsta. De unde recuperează statul 80 de milioane de euro la unii care au două apartamente, unul de două și de unul de o cameră? Da? Păi a spus dumneavoastră punctul, păi de ce? Păi, cum face? Sunt două lucruri diferite. Un om la ANRP o acuzi pe Ingrid Mocanu că a luat, nu a creat prejudiciu, a luat mită suma de cutare, da? Și iată urma banilor, mita aia a intrat, nu știu, unde vreți, în conturi, în ave. Și-a luat teren, ea a ascuns. Păi nu, ați înțeles, ei sunt două lucruri nediferite. Mita, care poate să fie de 5 lei, și prejudiciul pe care îl calculează ei din cauza mitei, dar ei calculează un prejudiciu în care intră și aerul pe care îl putea respira și în sensul ăsta. Și de aici n-ai cum să recuperezi, pentru că, repet, în acest miliard nu se înțeleg banii intrați în contul cuiva. Se înțelege că s-a produs un prejudiciu. Domnul Mănăstire, dacă noi vorbim la telefon, ne pot condamna acum pentru un prejudiciu că, nu știu, în timpul ăsta puteam să vorbim despre margarete. Și iată că am produs un... Și acum, în glumă sau în serios, cum vom proceda? Ăștia care nu pot să plătească prejudiciile, da? Și că s-au ridicat deja la un miliard de euro... Ce facem? Le punem nepoților și strănepoților? Că dacă, nu știu, Ingrid Mocanu sau altcineva are un apartament de două camere, îi luăm apartamentul de două camere, după care îi punem propire pe salariu până reușește să muncească, încetează din viață și transferăm prejudiciul la nepoți, la copii, cum procedăm să recuperăm sumele astea? Eu nu înțeleg de unde vor face rost de bani de la ăștia pe care i-au condamnat sau urmează să-i condamne. Nu vă recuperam niciodată, domnul Mănăstire, pentru că dumneavoastră ați sesizat asta. Nu este vorba, repet, de bani luați, obținuți de, nu știu, Ingrid Mocanu în urma acestei afaceri și dacă era o mită de 1000 de euro și ei spuneau mita aceasta e în casa cutare, în contul cutare, îl recupera imediat. Nu, eu calculat prin prejudiciu, nu înțeleg mită, înțeleg un prejudiciu, nu știu, îl calculează ei și el poate ajunge la 100 de milioane de euro, dar de fapt el a luat mită, nu știu, 2 euro. De aici vine problema. Și atunci vei găsi foarte multe situații în care oamenii chiar sunt săraci, mai ales că sunt foarte mulți politicieni sau demnitari acuzați de abuz în serviciu, nu de luare de mită. Abuz, zice, urma abuzului Madalei în serviciu, ai produs un prejudiciu de un miliard. Și atunci... Și ăla săracul poate să fie un politician care trăiește modest. Care a făcut el n-are nicio legătură cu banii luați. Care a făcut un politician care a făcut o tâmpenie. Poate că pus de un șef de partid, dar în esență la n-a luat șpagă. Asta nu. Spuneți, da? Păi și cum rezolvăm chestia asta? Păi rezolvăm chestia aceasta, deci, încă o dată, unul dintre cele mai aberante, păi dacă este cel mai, un articol aberant în codul penal este acesta cu abuzul în serviciu care dă posibilitatea, i-au modificat abuzul în serviciu față de codul lui Ceaușescu. Codul lui Ceaușescu presupunea și o onoarecare folos al tău în urma abuzului în serviciu. Deci ai semnat
pentru un contract și în urma acestui semnări tu ai luat anumite mite. De regulă, abuz în serviciu era, ați înțeles, coroborat cu luare de mită. Acum abuz în serviciu a devenit o chestiune abstractă. Ai potrivit specialiștilor DNA, ai produs un popacul statului pentru că podețul ăla l-ai pus la dreapta și nu la stânga. De aici vine problema și nu vă recupera niciodată, pentru că, repet, uneori n-a luat șpagă. Uneori el a hotărât el să facă podul ăla. Sunt foarte multe situații de abuzuri în serviciu în care demnitarii sau primarii sau autoritățile n-au luat nimic. Pur și simplu, poate că au fost tâmpiți. Poate că nu le era gândul în altă parte. Nu s-au hotărât să facă un cort în centrul orașului. Și vine DNA-ul și spune nu trebuie apus în centrul orașului pentru că și-ai produs un prejudiciu primăriei. Mulțumesc, domnule Cristoiu, pentru intervenție. Revenim în studio. S-a alăturat discuției politologul și scriitorul Stelian Tănase. Bună seara, domnule Tănase. Schimbăm registru, da? Am discutat despre bani, despre recuperarea. Vreau să explic de ce am întârziat. Da? Mașina dumneavoastră nu a venit. Am Știm. Tot trebuia să ajungă la 8:30 și a ajuns la 9:10. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă în PSD. Telespectatorilor care au fost anunțați că voi fi aici la 9 ne cerem scuze. Și n-am fost. Da, la întâlnire, așa cum era civilizat. Bun. Se întâmplă congres la PSD 10 martie, cam ăsta ar fi subiectul. Dragnea este decis să radă toată conducerea executivă, președinte executiv, secretar general, vicepreședinți. A regândit toată echipa asta de conducere și evident o regândește în interes propriu, pentru că folosește ocazia asta, nu, să iepureze pe cei care fac parte din alte triburi, din alte găști ale PSD. Gabriela Firea este un personaj foarte important. Să o vedem și să o comentăm imediat. Sunt oameni în Ministerul Energiei care au încă poziții importante, secretari de stat, directori, consilieri, care blochează, care frânează. Eu nu mai pot să fiu părtașă cu acest mod de lucru și cu faptul că miniștrii sunt conduși de directori. Guvernele care au fost până acum la Palatul Victoria doar au promis și nu au făcut nimic în câteva proiecte. Și dumneai și eu am convingerea că după întâlnirile pe care le-a avut cu doamna Dăncilă și discuțiile care au fost destul de aplicate, aceste neajunsuri cu care s-a confruntat Primăria Capitalei și primările de sector nu vor mai fi. Domnule Tănase, este real oare scandalul ăsta dintre Firea și Dragnea? Că eu când mă uit la PSD deja văd numai scenarii, din păcate. Oamenii ăștia nu trece o săptămână să nu inventeze subiecte ca să ecraneze subiectele și temele reale, importante, guvernare, reale, guvernarea, da? O fi real scandalul ăsta? Este o canibalizare a partidului care a preluat puterea după o victorie categorică împotriva liberalilor și altor mici grupări, dar în esență, și care au avut deja două guverne, sunt al treilea guvern, și care încă nu s-au apucat de guvernare. Adică sunt în fața unui program electoral pe care trebuiau să-l bifeze. Vă amintiți cum spunea Liviu Dragnea? Că e punct cu punct, măsură cu măsură, lege, săptămână domnul, cu săptămână. În parlament. Exact, și vor fi îndeplinite și vom veghea la asta. Nu au veghea nimic, acel program a fost uitat și din cauza asta partidul s-a canibalizat. S-a mai întâmplat ceva. Presiunea guvernării intră acum în raport cu timpul. Ne aducem spre campania electorală, este ultimul an în care nu se votează, 19 și 20 votăm și încep să-și facă bilanțul. Fiecare își face socotelele și se poziționează. Asta e un. Al doilea, Liviu Dragnea, și să știți că în toate partidele de genul ăsta se întâmplă asta, din timp în timp trebuie să faci o epurare. Și bolșevicii făceau, Stalin făcea periodic. Pentru că aceia care vor fi epurați acum și care au mai fost câteva valuri de epurări, sunt oamenii care au fost oamenii lui Dragnea. Sunt oamenii care au supraviețuit în partid, în funcție de conducere, prin bunăvoința, ghilimele, a lui Liviu Dragnea. Și ei acum vor fi înlăturați, pentru că este necesar în asemenea partide autoritariste, da? Să faci această ventilație din când în când, să înlocuiești cadrele din garnitura 2 și 3, da? Ca să conserve și să întărească puterea liderului absolut. Dar nu înțeleg, domnule. Este o mecanică dar aici. Dragnea așa a demonstrat puterea, l-a executat pe Grindeanu și pe Tudose. De ce erau nevoie să mai inventeze și povestea asta cu Congresul? Să execute pe Codrin Ștefănescu, nu pe Băgădău și încă 2-3? Am înțeles. Nu. Problema este, nu ajunge.
ajunge că și-a demonstrat puterea. El are nevoie tot timpul să curețe și să fie amenințător, să fie periculos, să fie știut de frică și mereu își pune oameni. Și observați un lucru, din ce în ce dă mai proastă condiție. Pentru că ideea este că trebuie tot să fie sub Dragnea. Ori Dragnea nu este o lumină. Nu este un om erudit, nu e sofisticat, nu e Adrian Stase, ca să dau un exemplu, sau Mircea Joană din PSD, ca să mă înțelegeți, că nu vreau să-l jignesc, nu asta e problema. Dar chiar în raport cu proprii lor lideri, Liviu Dragnea este un inginer dintr-un sătuc care n-a citit ceva cărți, cred eu, nu a fost, n-a avut stagii în Occident, n-a fost șef de promoție ca Năstase, n-a fost la Sfântul Sava, înțelegeți? Deci avem de a face cu alt strat din PSD. Dragnea, ca să-i mențină puterea, este în această competiție o răutate acum, cu el însuși. Poate și nivelul alegătorilor PSD a scăzut. Nu, e tot același. Aceeași categorie de favorizate, lumpeni proletari, bătrâni rurali, zone sărace. Electoratul lor e în pungile de sărăcie. Și atunci, de ce e nevoie de un intelectual să conducă PSD dacă publicul acesta nu are acces la intelectual? Asta este o bună întrebare. Eu mă întreb în momentul ăsta și am scris blog. Poate că Dragnea este omul potrivit la locul potrivit, spun eu cu ironie, nu? Este omul potrivit la locul potrivit. Dar vreau să spun un lucru. De mai multă vreme am scris pe blog următoarea întrebare și încep să apar și răspunsuri, că doar am întrebat ca prostul. Mai este PSD un partid social-democrat? Când ai un partid social-democrat, poți să ai un Willy Brandt în față, nu? L-am cunoscut pe Willy Brandt, să știți. Era formidabil. Și erudit, politic, istoric. Mitterrand, adoram de mâna cu Mitterrand odată, dar era un om sofisticat, erudit, un literat, era cunoscut pentru cultura lui literară și gustul, da? Îl ai și pe Dragnea, șef de Partid Social-Democrat, dar poate PSD-ul nu mai e Partid Social-Democrat, ceea ce eu cred. Adică discursul de la alegeri încoace, discursul PSD-ului se duce spre un populism și spre un conservatorism de factură reacționară. Și aud zvonul, Cătălin Ivan a lansat o temă că s-ar duce spre zona conservatoare la Bruxelles și s-ar putea să facă cum a făcut și PD-ul, o întoarcere de la stânga la dreapta. Eu știu că acești conservatori și populiști sunt și naționaliști, da? Dar ei acum la început au un discurs naționalist în campanie, vă amintiți? Am dat exemplu ce a făcut cu gazele naturale, da? Că naționaliștii ăștia care ne conduc și populiștii ăștia și conservatorii vând țara la bucată. Vând țara la bucată pe sumasă, domnule Tănase. Asta e marea problemă. Sunt de acord. De asta întrebarea rămâne. Avem un partid social-democrat în România, în mod real, în termenii social-democrație? Eu cred că nu în acest moment și PSD-ul are o problemă de identitate foarte importantă. Foarte importantă. Chiar dacă el se bazează pe acest electorat de care am vorbit, ei nu mai țin un discurs social-democrat de a-i ridica de acolo, de a-i culturaliza, de a crește standardul de viață, de a duce acolo industrii, investiții. Nu, acum au un discurs populist, tradiționalist, așa, care pune o mare problemă. PSD-ul mai are și o altă problemă. Are întâi, ce v-am spus, problema guvernării, are, ce v-am spus acum, problema ideologiei, dar mai are și o problemă de politică. Ce politică face acest partid în acest moment? În afara politicii conservării puterii lui Liviu Dragnea și în afara politicii de a conserva puterea în raport cu celelalte partide, deci o luptă pentru putere, de dragul puterii, nu văd un alt discurs, un alt demers al PSD-ului și această situație s-a cronicizat. Deci de un an, de când au luat puterea, această situație s-a devenit din ce în ce mai gravă. Și avem acum o să spun o prostie. Dar să știți că tot ce vă spun aici se răsfrânge înăuntru partidului. Ce vom vedea nu acum? Nu există opoziție. Probabil că de-aia au început să se execute între ei, pentru că ei nu simt o presiune publică suficientă. E corect ce spuneți. Că dacă n-ai dușman, te dușmănești pe tine. Corect. E foarte corect. Dar cum să vă spun eu? PSD-ul s-a canibalizat din motivul că, având atât de multă putere, deci alege, cu cât ai mai multă putere, cu atât ești mai înclinat spre abuzuri. Nu mai iei măsură. Cum puterea corupe, puterea absolută corupe absolut, exact așa se întâmplă acum. Având atâta putere, au abuzat tot timpul au fantasmat. Opoziția a fost slabă și nu i-au tamponat în Parlament și în spațiu public.
presa face ce poate, dar nu-i treaba ei să fie opoziție. Presa, sigur, critică puterea, că ei la putere, nu alții, da? Dar nu-i treaba ei să fie opoziție, să construiască o alternativă. Și deocamdată opoziția, sub acest aspect al alternativei, al ofertei politice, este foarte modestă. Apropo de opoziție și de faptul că nu există alternativă și că presa n-ar trebui să fie, pentru că foarte multă lume și la această emisiune și la acest post de televiziune ne cere vehement nouă jurnaliștilor, neexistând alternativa asta politică la PSD, să devenim noi. Noi trebuie să informăm. La televizor sau dumneavoastră ca și analist politic, ca și comentator cu multă experiență, să faceți, da, noi să facem prodomo politic și să fim critici politici ai celor de la este putere. Este o perspectivă proastă. În primul rând că aceia care se plâng de ce spuneți noastră trebuie ei însăși să-și critique puterea. Nu să criticăm noi pentru ei. Asta e un aspect. Al doilea lucru, presa doar informează, dacă este un jurnalist de calitate, după standardele occidentale, da? Jurnalistul informează, aduce în spațiu public informație de interes public. Face o investigație, cercetează surse. Prezintă o dezbatere, exact, prezintă informații. Exact. Asta face jurnalistul. Iar publicul trebuie să analizeze, să compare, să-și facă propriului punct de vedere pe informație curată și adevărată și de bună calitate. În Italia... Din păcate nu se întâmplă așa, noi știm amândoi. Din păcate nu se întâmplă s-au schimbat vremurile, domnule Tănase, pentru că sper să se schimbe. Că, amintesc că... Dar în bine. Poate că nu prea în bine. Amintesc episodul din Italia, unde un fost comentator la televiziune, entertainment, da? Entertainer, da, entertainer, da. Actor, cunoscut. Făcea satiră politică, spune, da? Spune sketch-uri, face... Da? Cum era Florin Călinescu, da, la noi, de pildă, da, cam ăsta era genul. Da, sau cum era Coluși în Franța. Da, așa. Deci un om care făcea satiră politică, da, Pepe Grillo, înființează, da, acest partid de și mare PSD, succes, care de mare a ajuns succes aproape la 30%. Poate că și publicul român asta își dorește. Eu aș remarca ceva. Un entertainer, un om de ăsta de media, de comunicare, care să-și asume opoziția politică de în ce România. Nu? De ce nu? Dacă exprimă interesele societății, poate să o facă. Dar vreau să vă spun, în Italia am citit altfel puțin acolo. Este o prăbușire a stângii. Am avut o prăbușire a stângii în Germania, unde s-au dus la cel mai prost rezultat de când există Partidul Socialist. Da? Numai în România Partidul Social-Democrat, așa zis că eu, repet, eu nu mai cred că este un Partid Social-Democrat de ceva vreme, are această performanță. Să ducă peste 40% și să domine complet peisajul politic. Dar vreau să vă spun însă și un alt lucru. Ați văzut cum face un balon? Îl umfli, îl umfli, îl umfli și cu acu și face poc. Senzația mea este că PSD-ul se duce spre un acest moment de inflexiune în care s-ar putea să facă poc. Pentru că s-a umflat prea tare, peste marginile lui, nu păstrează proporțiile spațiului public românesc. Nu știu dacă mergeți la Casa Poporului, treceți pe acolo, ați văzut că acea clădire este scoasă din dimensiune, este supradimensionat. Nu se raportează cu nimic la ce e în jur. Este o gigantică, chiar în raport cu clădirile acelea foarte mari pe care le pusese acolo Ceaușescu. PSD-ul e acum în această situație. O hipertrofiere care s-ar putea să-i aducă un foarte rapid sfârșit. Nu în sensul că se și întâmplă cum mâine. Se întâmplă asta, dacă politic se va întâmpla în trei zile. Cum se întâmplă? Vor scădea în sondaje, se prăbușesc. Nu? Asta deja e... scad în sondaje, pierd cam 3% pe lună. Din noiembrie până acum este măsurătoarea asta, să nu m-am uitat la cea la Sociopol, care nu pot să o cred, a domnului Palada, care e la primărie și spune povești. Nu îl cred. Ca sociolog sunt în aceeași branșă cu el. Deci sunt prostii, cred eu. Cred. Până nu vine cu materialul, cu Marfa Petrovna, cum se spune. Dar am văzut un alt sondaj care spune acest lucru, într-adevăr, ca și aici la Sociopol spune că a scăzut mult PSD-ul, dar el scade în mod natural. De ce? Păi hai să vedem ce am avut în ultimele trei luni. Trebuie să ne mirăm că a scăzut. 3% pe lună, spuneați, din, da, noiembrie. Da, deci sunt deja 9, 10, poate, dacă, da, de ceva în spate. Am avut acest scandal continuu cu justiția, atenție, în absența guvernării. Am avut promisiuni cu legile și pensiile care iar s-au amânat. Am avut problema cu așa zisă revoluție fiscală. Am avut două guverne PSD. Păi cum să crească PSD-ul? Când el își pune singur grenade sub scaun. Cum să... În asemenea, haos pe care îl provoacă și scandal tot timpul, un zgomot de fond PSD-ist tot timpul.
acoperă prima pagină, știrile. Asta, de fapt, e strategia, să ocupe tot spațiu, să fie doar subiecte legate de PSD, să nu se mai discute despre opoziție, despre guvernare. Asta îi sufocă și îi va distruge. Deci dacă vor continua să ducă această politică. Știți cum e în politică? Îți faci punct ochit, punct lovit. Ai o țintă, o atingi, ai o țintă, o atingi, ai o țintă, ai o agendă, punct cu punct. Și bâzăiala asta pe serviciu. Ei au o canonadă de artilerie indistinctă și nu se vede. Și marea problemă este că nu guvernează. Deci nu rezolvă probleme nici alea. A uitat programul electoral, dar sunt niște probleme pe care România le are acum și sunt foarte serioase, s-au adunat, sunt de mult pentru că dosarele sunt pe masă, pe birourile tuturor miniștrilor. Și nu se atinge nimeni de ele. Aud acum așa, ca o problemă. Știți că a fost imărmați la București. Da. Problemele mari pe care această guvernare trebuia să le rezolve erau trei în principal. MCV-ul, spațiul Schengen și euro. Nu în sensul că până în 2020 să intrăm pe euro. Eu susțin euro, știu că sunt două școli de gândire. Dar să intrăm într-un proiect foarte clar și într-un calendar de trecere pe euro, da? N-au făcut nimic. Timmermans a venit la București văzând ce se întâmplă și cum este atacat statul de drept și faptul că totuși noi am semnat la Maastricht, avem niște angajamente, noi n-am intrat așa, cum să vă spun, necondiționat în europeană. Noi am dacă semnat. Lumea poate a înțeles că vine Timmermans și într-adevăr a venit să ne urecheze, a avut un discurs dar totuși clar. Țara asta, cum spuneați, domnule profesor, are semnate niște hârtii. Nu le respectăm. Dom'le, sunt niște contracte. Noi credem că suntem mai șmecheri decât alții. Noi la Bruxelles, spunem ceva și venim la București și spunem altceva. Am văzut-o pe doamna Dăncilă la Bruxelles, unde a tăcut și a spus prostii pe un text pe care nu știa să-l citească, și a venit la București și a spus că i-a convins pe ea, că gata, i-am făcut. Dar noi facem așa de vreo 20 de ani. Avem această politică cu dublu limbaj. Nu e prima dată să credem că acum Dăncilă a apucat-o nu știu ce. Nu, păi cinci români fac asta de mult. Să duc la Bruxelles, spun una, lasă că... Ne-au învățat nărabul pe ea, da, cred. Și de-aia a venit Timmermans la București. Dar el a spus ceva foarte simplu și eu mă mir că nu a provocat o discuție reală. Câteva declarații belicoase, Tericianu, Dragnea, dar în rest, el a spus foarte simplu. Dacă vă veți ține de ceea ce ați semnat și promis și nu veți deprecia statul de drept și, dimpotrivă, îl veți consolida, dacă tot veți să faceți reforma justiției, vă scăpăm de MCV, spațiul Schengen. N-a zis nimic de euro, că nu era resortul lui. Deci a venit n-a venit să condamne pe nimeni. N-a venit... Dar sunt unii domnitenase care spun, da, de ce avem nevoie noi de spațiul știu, Schengen? Știu. Să ne vină toți migranții? Spui, domnule, niciun Schengen. Știu. Să ne închidem aici ca Ungaria? Știți foarte bine că spațiul Schengen ar fi pentru românii care se mișcă. Forța de muncă ar crea avantaje enorme. Pe care și acum sunt că... Să nu creeze ceva probleme economiei românești, că au plecat foarte mulți, domnule Tănase. Și dacă în continuare compatrioți de ai noștri la muncă în străinătate... Scriu pentru că... măcar o dată pe săptămână despre această drama României. Suntem după Siria, a doua populație, este un adevărat exod și cea mai mare după al doilea război mondial. Este o tragedie. Problema noastră este bun, se duc românii, muncesc în Franța, în Germania, bravo lor, apreciați, rămân acolo că dacă fac copii și îi dau la școală, nu se mai întorc. Chestiunea este, noi cu cine modernizăm România? Cu bătrânii, cu pensionarii, cu oamenii cu analfabeți, cu lumpeni proletari, pentru că cei care pleacă sunt cei mai buni. Nu cei mai slabi, nu bețivul din sat care stă pe șean și bea pleacă. Pleacă ăla harnic care are grădină, care are gardul vopsit, care vrea are să muncească, vrea să fie apreciat, vrea să trăiască bine și are voința să o facă. Ăștia pleacă. Și atunci noi cu cine emancipăm această țară? Este o foarte mare problemă pe care văd că în discursul, așa zis, social-democrat al PSD-ului, pentru că este la putere, mă refer la ei, că și la alte partide pot să mă refer, nu există. Această temă nu există și este o tragedie pentru poporul român. Bun. E vine și rândul opoziției, da, după analiza celor de la PSD. Ludovic Orban a fost achitat în dosarul ăsta de corupție care l-a ținut în priză vreo 2 ani de zile. Ludovic Orban a pierdut o candidatură pentru primăria capitalei. Unii spun că dacă ar fi rămas în curs, ar fi avut șanse mari să câștige sau cel puțin ar fi fost acolo la limită. Dacă avem pregătit declarația lui Orban, dacă nu, domnule Tănase, să vedem. Ludovic Orban l-am văzut șovăitor, da? Haideți să îl vedem eventual dacă l-au colegii, da? Haideți. Șovăitor... A vorbit despre o dramă pe care a trăit-o timp de 2 ani el și familia lui, dar știți ce, în opinia mea, n-a văzut un om determinat să-și caute adevărul. Un om nedreptățit, domnule Tănase, care a fost nedreptățit timp de 2 ani el și familia lui,
arată un om revoltat, care spune, domnule, mi s-a făcut o nedreptate. Acum mă duc să încau de dreptatea după 2 ani de zile de calvar. N-am văzut asta. Am văzut un Ludovic Orban așa, care bătea apa, călca apa. Am citit de declarație pe care le-a dat și aici sunt două chestiuni. Una este o chestie de timp. Îi trebuie un timp să-și revină, să se poziționeze în noul context și să aibă o atitudine în ce privește persoana lui și a familiei lui. Asta politic o discutăm puțin mai târziu. Al doilea lucru este că destinul lui s-a schimbat fundamental. Și am să mă explic. În momentul în care i s-a făcut dosar, el era candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria capitalei. Da. Candidat cu șanse, cel mai bun pe care l-aveau liberalii pentru acest post. El s-a retras și acum începe o rostogolire. PNL-ul, în criză de timp și de oameni, ajunge la Marian Munteanu, care a fost o decizie catastrofală pentru imaginea partidului, care a determinat foarte mulți oameni, e vorba de sute de mii și milioane, să nu se ducă la vot. A contrariat pe toată lumea. Până la urmă au retras candidatura, că era evident o prostie, și au făcut dezastru. Dacă n-ar fi fost acest moment Ludovic Orban, PNL-ul s-ar fi dus cu un candidat normal în alegerile pentru primăria capitalei, câștiga, pierdea, PNL-ul rămânea în picioare. Da, că era pierdea. Acolo, lângă PSD. Era acolo și părerea mea este că nu pierdea. Electoratul bucureștean, dacă nu era această încurcătură, această tâmpenie care s-a întâmplat și prostiile pe care au făcut și liberalii, care n-au judecat în situația asta corect, așa, PNL-ul ar fi câștigat primăria. N-ar fi câștigat, ar fi fost o pierdere normală într-o luptă electorală și PNL-ul nu se prăbușea. Ce s-a întâmplat? Au pierdut la locale în modul ăsta dezastros și rușinos, dar efectul s-a simțit și la parlamentare când au pierdut între cele două alegeri 1.200.000 de voturi liberale, deci care sunt electoratul captiv liberal. Situația de acum, această disproporție în care PSD-ul domină categoric parlamentul, a plecat de la momentul Orban. Observați cum s-au derulat faptele? Deci, dintr-o chestiune din asta, poți să răstorni și un partid și situația României, nu mai spun de viața lui, că ca personaj, e și el un om, nu are deci, familie. Și atunci, doi tenați, mi-ați dat toate argumentele. Nu, dar vreau să vă întreb un lucru. Cine plătește Orban pentru asta? Cine îl plătește pentru asta? Nu, vreau să aud asta din gura lui Orban. O să o auzim, da? Părerea mea, dacă e. Credeți? Dar are nevoie de timp, da. Pentru că el a fost mult mai opărit de ce îi se întâmplă decât a arătat în spațiu public. A fost mult mai suferind, vreau să zic, decât a putut să arate. Eu cred că își va reveni, dar cred că se va mai întâmpla ceva. Să știți, și nu vreau să vorbesc rău, că detest să vorbesc de rău oamenii, dar sunt oameni în PNL care s-au întristat că Orban a fost achitat. Așteptau la cotitură să se retragă, să fie eventual trimis în pușcărie ca să ia ei locul. Știu, am informații despre asta. Așa e în toate partidele, domnule. Dar ca să înțelegeți... Credeți că la PSD nu așteaptă unii să plece domnul Dragnea? Și pregătesc. Cât sunt deja? Ascult, da, cuțitele. Dar vreau să vă spun că să n-avem mărgea asta unei solidarități de grup, de partid, care îl deplâng pe Ludovic Orban și ce bine și acum îl aplaudă că știu că sunteți un om profund de dreapta și pe zona liberală. Liberalismul ăsta înseamnă și respectarea drepturilor și libertăților individului în timpul proceselor judiciare sau în timpul proceselor penale, cum a fost cazul lui Ludovic Orban. Și atunci, un liberal autentic trebuie să spună, domnule, astăzi justiția s-a pronunțat. Până atunci am avut doar spectrul acuzării. Să nu mi-o luați în nume de rău, nu trebuie să-i spuneți ce trebuia să spună Orban. Păi de ce n-a spus? Lăsați-i să-și găsească vocea. Păi nu, da, vreau să mai spun un lucru. Dosarul Orban, după părerea mea, eu cred că Orban e cinstit. Îl cunosc din ianuarie 90 și bine îl cunosc. Este o făcătură. Asta a fost și am spus la noastră și de mult în emisiune și am scris. Cum cred că și dosarul referendumului al lui Dragnea e foarte subțire. Ca să fiu așa. Problema este cine i-a făcut această chestiune lui Orban. Cine a comandat
scoaterea din jocul politic a lui Ludovic Orban în momentul în care a devenit candidatul PNL la primăria capitalei. De drept, în București sunt cele mai mari interese economice, știți, da? Miliarde deci de cineva euro, a fost proiecte, interesat să-l scoată de acolo ca să ajungă cine? Primar? Cineva de la PSD, doamna Firea. Exact. Nu? Doamna deci, Firea era candidat când era cui Orban? Prodes, cui folosește această operațiune, se numește la securitate combinație operativă. Combinație operativă. Da, asta a fost Orban, victima acestei combinații. Are și Orban păcatele lui, defectele lui. De pildă, vă dau un exemplu, ce vreau să spun. Deși poate că această situație l-a ținut în loc. Când a luat puterea la partid, într-un congres în care a câștigat detașat președinția partidului, avea o legitimitate suficient de puternică să fie puțin mai ferm, mai categoric. Înăuntru partidului, mă refer, unde este încă a fost speriat de dosarul destul de multă debandată. Și eu Orban cred a asta. Fost speriat de acest dosar. Și eu cred lucrul ăsta. L-a ținut, l-a tras în jos. L-a mai, că, l-a mai apăsat ceva pe Orban. Știți ce l-a mai apăsat? L-a apăsat eu. Frica. Pentru frica. Că și Orban știe, domnule Tănase, pot să spun asta. Că și se poate face oricând un dosar și trimis în pușcărie. Că se poate face oricând un dosar și oricui. Poți să-ți iei condamnare, oricui. Oricui. Și asta este oricui. Înfricoșător. Acum vreau să vă spun un lucru. Având în vedere poziția lui Orban, șeful celui mai mare partid în opoziție, da? Cred că DNA ar trebui să dea o explicație asupra faptului că a făcut un dosar, l-a trimis în tribunal și l-a pierdut. Sunt cam multe achitări, domnule Tănase, știu, în ultima vreme. La asta mă refer. Multe achitări. La asta mă refer. Cineva trebuie să iasă să ne dea o explicație. Eu am susținut-o, cum bine știți, campania anticorupție și pe doamna Chiobet. Și o susțin în continuare. Cred că este mutarea cea mai bună acum, trebuie schimbată. Dar să nu ne imaginăm că prin asta DNA-ul devine mai curat și mai frumos și mai angelic. Situația de la Prahova este o nenorocire, este un dezastru. Ei trebuie să iasă să-și facă curățenie în propria casă. Doamna Chiobet și spune că nu e niciun dezastru. O privește atunci. Opiniile sunt multe. O scurtă pauză comercială și ne întoarcem pentru scurte concluzii. Alături de scriitorul Stelian Tănase, așadar... Congres la PSD. Sâmbătă. Sâmbătă, da, 10 martie. Un congres care să ne spună ce? În primul rând, temerea lui Dragnea că, este, că va fi sau că se creează o contestație în partid. Știți că el a spus că își depune mandatul. Asta e o formă ipocrită de a pretinde că zici că îți dai demisia și partidul vine și te reconfirmă. Nu, nu, nu pleca, nu iubite pleca. Conducător. Tovarășe Ceaușescu. Da. Dar el a spus că își depune mandatul ca să fie confirmat de congres, în sensul că are încredere în el. El a fost referendat, vă amintiți că el n-a fost într-un congres ales, el a făcut referendum în partid. Da, e un atu greu, 500.000 de votanți. Acum da, nu mai discutăm. Este o mascaradă, noi știm foarte bine. Dom'le, fizic, scriptic, au votat 500.000 de PSD-și pentru Dragnea. El acum a spus că își depune mandatul în fața congresului care nu l-a ales și acum nu-și mai depune nici mandatul, ci că nu e nevoie, că partidul nu vrea să le confirme, că este foarte... că s-a consultat cu unii și că nu e nevoie această să mai... Această temere a lui este una de notele acestui congres. În rest, va fi o răfuială, nu atât pe funcții, ci între persoane și clanuri, grupuri, influențe. De ce este important să ai o poziție puternică în partid? Pentru că guvernul doamnei Dăncilă îți dă fonduri la județul tău. Deci e vorba de bani. E un reglaj de cont. Păi când nu e vorba de bani în politică, și uite așa, am închis emisiunea, mulțumesc pentru prezență. Evident, când vorbim despre PSD, da, totul s-a închis la bani. Ne vedem mâine, ora 20, o seară liniștită. Rămâneți pe B1 TV. Mulțumesc, numai bine!